Criminalul fete de 12 ani din capitală, al cărei cadavru a fost ascuns în lada unei canapele, a fost condamnat la 26 de ani de închisoare. Sentința nu este însă definitivă și mergem la corespondentul nostru, Ana Ciuvică, cea care vine cu informații despre această sentință, 26 de ani de închisoare. Te ascultăm, Ana. Bună ziua, Cătălina, bun găsit tuturor. Magistrații de la Tribunalul București au dat în urmă cu scurt timp această decizie. Îl condamnă pe Marcel Șerbuc la 26 de ani de închisoare pentru omor calificat și pentru tâlhărie. În concret, vorbim despre o pedeapsă de 25 de ani pentru omor calificat și o altă pedeapsă de 3 ani de închisoare cu executare pentru tâlhărie. Cele două s-au contopit și a reieșit astfel acea pedeapsă de 26 de ani. Nu vorbim însă pentru acest moment despre o decizie definitivă și ea poate fi atacată cu apel. Pentru moment, Marcel Șerbuc rămâne în arest preventiv, așa cum a fost și până în acest moment. Și vă reamintesc că în cursul anului trecut, Marcel Șerbuc a început să fie cercetat de către polițiști pentru omor calificat, după ce fiica lui Vitregă a fost găsită decedată în canapeaua apartamentului în care locuia împreună cu mama ei, dar și cu Marcel Șerbuc. Ei bine, ea a fost dată dispărută de către tată undeva în apropierea Paștelui anul trecut. Au început atunci cercetările, în momentul în care vecinii au simțit un miros puternic în apartamentul în care aceștia locuiau. Au venit polițiștii și au făcut această descoperire macabră. Au găsit-o pe fetiță în lada canapelei decedată. A fost găsită imediat după aceea mama ei, care era plecată în Spania. Aceasta a fost adusă în România și a dat declarații în fața polițiștilor. Ea a fost și cea care le-a spus despre Marcel Șerbuc. Mai apoi, el a fost găsit în Olanda și extradat în țara noastră. A fost acest proces pe rolul Tribunalului București. El și-a recunoscut faptele și iată că a venit această decizie. Așadar, 26 de ani de închisoare cu executare. Urmează să vedem dacă va contesta Marcel Șerbuc această decizie. Ana, îți mulțumesc!